Când se strică suspensia sau articulațiile la mașină. De multe ori sunt anumite modele ce au o rată a defecțiunilor mai ridicată sau o rată a defecțiunilor mai redusă față de alte mașini, dar și proprietarii care au avut multe probleme și unii care n-au avut absolut nicio problemă. Care este diferența sau motivele de ce la unii se întâmplă necazuri și multe probleme și la alții nu sau se întâmplă foarte rar? De exemplu, atunci când se schimbă un amortizor, nu schimbi doar unul, se schimbă perechi. Când schimbi un arc, nu schimbi doar unul, îl schimbi și pe celălalt. Deci, în concluzie, se schimbă pe perechi. A schimba pe față, schimbi și pe stânga sau pe dreapta, chiar dacă celălalt nu este defect, deoarece toată sarcina mașinii sau fermitatea este afectată că la unul ai piesă nouă și la altul piesă mai veche și nu mai are exact aceeași compresie sau aceeași duritate sau elasticitate. Este pe înțelesul tuturor ca și cum ai merge cu mașina cu roata stângă desumflată și cu roata dreaptă umflată. Acel dezechilibru se simte și poate să ducă până la defecțiunea articulațiilor la mașină. Brațe, bucși, rulmenți și multe alte chestii. Suspensia la mașină se mai strică atunci când mergi pe drumuri foarte proaste, cu viteză mare și treci ca vițelul prin toate gropile, fără să te uiți cu capul înainte, fără să te uiți stânga, dreapta, dacă o groapă e mai mică, mai mare, nu-ți pasă de nimic. Dacă supraîncarci mașina destul de des, cu greutate mare, mult peste greutatea admisă în cartea mașinii, inginerii auto n-au trecut de proști o anumită greutate pe fiecare mașină pentru că au studiat cât suportă pe fiecare axă a mașinii, axa față sau spate, sau cât poate rezista la greutate acea caroserie, acel cadru pe care este fixat caroseria. Articulațiile se schimbă mai des atunci când arcurile și amortizoarele sunt foarte obosite, foarte bolnave, pentru că toată presiunea și greutatea se duce fix pe articulații și este logic că ele vor ceda mai des decât ar trebui. Dacă articulațiile mașinii sunt foarte uzate, bolnave, atunci ai un risc de defecțiune mai ridicat al arcurilor sau amortizoarelor. Greutatea mașinii, mai ales în timpul condusului, trebuie să fie repartizată uniform și articulațiile ajută la funcționarea bună a mașinii, să nu fie zgomotoasă, să nu ai probleme cu direcția, să ai un comportament rutier foarte bun, iar partea de suspensie ajută la menținerea unui echilibru atunci când faci manevre foarte brutale, gen frânare agresivă sau accelerare agresivă, dar și evitarea unor obstacole apărute în timpul condusului. Dacă tu ai nimerit, să zicem, o minge sărită în mijlocul asfaltului și ai viteză mare și vrei să o ocolești având și viteză, dacă ai niște articulații varză, praf, mai și o suspensie de 2 lei super bolnavă, ai 99% șanse ca să faci accident, pentru că mașina poate intra în balans să se răstoarne imediat sau nu mai apuci să mai faci acea manevră de evitare și dai în plin în acel obstacol. Am zis de minge, dar poate să fie orice altceva. O mașină cu articulațiile defecte este ca și cum un om ar alerga în papuci. O mașină care are și articulațiile defecte și partea de suspensie praf este exact cum ai pune un sportiv să alerge desculț prin mărăcini. Exact același lucru. Ori se accidentează, ori iese ultimul în acea cursă. Diferența între o rablă și o mașină bună o face partea de articulații și partea de suspensie. De la un model la altul, de multe ori sunt exact aceleași piese, dar partea de suspensie este deseori modificată sau îmbunătățită ca noul model să aibă o ținută de condus mai bună, mai sportivă, dar să fie și mai confortabilă. Compromisul între sportivitate și confort este cel mai greu de realizat în lumea auto și de asta o mașină extrem de scumpă are o suspensie mult mai avansată decât o mașină extrem de ieftină. Ca exemplu, cu mașini super confortabile, super luxoase, trecerea peste denivelări sau gropi aproape că nu este resimțită.
Însă, dacă treci cu mașini sportive, atunci vei simți fiecare pietricică din asfalt. O suspensie foarte bună trebuie să împace acel compromis între sportivitate și confort. Dar, dacă vrei să ai și direcție bună, comportament rutier bun, trebuie să fii atent și la partea de articulații. La articulații, exact ca la suspensii, dacă le ai bolnave pe stânga, automat le schimbi și pe dreapta. Nu schimbi doar stânga sau doar dreapta, pentru că singur ție îți dai țeapă. Nimeni altcineva nu te păcălește. Mecanicul, bineînțeles, este bucuros să schimbe decât pe o parte, pentru că știe că vei avea o uzură prematură și o să vii a doua oară să plătești manoperă când puteai plăti o singură dată să faci o singură chestie. La partea de articulații este o chestie super interesantă că la montarea lor trebuie să folosești niște paste de montaj de calitate și niște vaseline de super calitate, pentru că dacă nu ai asemenea soluții, ai o uzură prematură și piesele vor ceda mai repede decât în mod normal. De exemplu, la planetare sau burduful planetarei, zona aceea, dacă ai băgat o vaselină care ei ți-o dau la pachet când cumperi piesa, aia poți să o pui degeaba, că nu are o super calitate. Acolo îți trebuie o super vaselină de temperaturi ridicate și să fie și de super calitate. Ca exemplu, eu acolo recomand și folosesc vaseline de temperaturi înalte folosite în domeniu maritim, dar și în domeniu agricol, pentru că acolo sunt temperaturi extreme, sarcini extreme și durată de funcționare mare. Acolo este testul suprem, pentru că o combină sau un vapor merge zi lumină, mai ales la vapoare, alea merg non-stop, merg fără pauză. Nu-și permit să bage tot felul de porcării în ele. Dacă ai nevoie de mai multe informații sau vrei să te contactezi, ai în descriere numărul de telefon și trimite cartea mașinii ca să știm exact ce mașină ai sau ce nivel al calității îți dorești. Tu alegi calitatea și apoi decizi dacă vrei sau nu vrei acele produse. Dacă aceste informații ți-au fost de folos și de ajutor, crezi că te pot ajuta, apasă butonul de like, subscribe și pune părerea ta în comentarii ca YouTube să te anunțe când postăm clipuri noi.